găsit la o ediție specială a emisiunii Agenda cu stil. Astăzi vom vorbi despre un lucru cu adevărat plin de stil și de eleganță. Vom vorbi despre dans cu unul dintre cei mai cunoscuți dansatori ai Albei Iulia, Ionuț Ionescu. Apoi veți afla câteva lucruri despre decorațiunile și cadourile de Paști. Dansul este un excelent mod de a-ți petrece timpul liber, de a învăța să adopți o poziție corectă și de a te menține în formă. Dar pe lângă toate acestea, dansul poate fi un adevărat mod de viață pentru cei care îl practică la nivel profesionist. Haideți să aflăm mai multe despre această minunată activitate, chiar de la Ionuț Ionescu. Ionuț, ce înseamnă dansul pentru tine? Pentru mine dansul înseamnă o nouă viață, o viață în care mă regăsesc și mă fascinează. Mă simt foarte bine atunci când dansez, mai mult de atât, mă simt și mai bine atunci când urc pe o scenă. Am văzut că dai cursuri copiilor în special. Spune-mi, te rog, de la ce vârstă este bine ca un copil să înceapă să danseze și cum îl influențează asta apoi în viață? Copiii pot să înceapă cursul de dans undeva la o vârstă foarte fragedă, la vârsta de 4 ani. Așa cum toată lumea știe, dansul nu are vârstă, poate să meargă la o vârstă foarte înaintată. Ionuț dansează de la o vârstă foarte fragedă și a câștigat numeroase premii la concursurile la care a participat în toată lumea. Se pregătește în continuare pentru a participa la competiții de dans, dar își dedică o mare parte a timpului și cursurilor pentru copii, pe care le ține timp de 3 zile pe săptămână. De altfel, nu doar pe copii îi învață Ionuț să danseze, ci și pe adulți, dansul fiind un veritabil mod de relaxare după o zi grea de muncă. Cu cât încep mai repede cursurile de dans, cu atât este mai bine pentru ei. Deoarece pot să corecteze de mici această ținută, spatele drept și aceste mișcări pe care pot să le aibă mult mai ușor, să nu fie foarte rigizi, să fie mai sensibili, mai fluizi, mai ușurați. Cum se desfășoară exact un curs de dans pentru copii? Un curs de dans începe foarte ușor, prima dată cu o încălzire. O încălzire care este undeva între 10 și 15 minute. Este foarte important ca înainte de a începe să faci mișcare, cel mai important este încălzirea tuturor mușchilor pentru a nu avea probleme. Mai departe, o să înveți ceva nou sau o să repete ceea ce știu deja. Bineînțeles, la fiecare oră îmbunătățesc ceea ce știu și niciodată nu o să fie că să vină și să plece tot așa cum au venit. Spune-mi, am înțeles că ai și persoane adulte care vin la cursuri. Cum îi ajută și de ce vin oamenii adulți să danseze? Bănuiesc că vin în primul rând să se relaxeze. Această grupă, într-adevăr, noi spunem grupa hobby. La această grupă nu contează vârsta. Aici vorbim clar de niște persoane începătoare. Noi facem o oră, 3 ore pe săptămână, foarte distractive, dar în același timp prin mișcare. Râdem, glumim, ne simțim foarte bine, dansăm foarte mult la această grupă și în timpul orei toată lumea simte că de fapt a găsit ceea ce caută, de fapt, prin acest dans care îi pune în mișcare și prin exercițiile pe care eu le impun la ora mea. Știu că și tu ai început să dansezi de mic. Spune-mi ce înseamnă viața de dansator profesionist. Viața de dansator profesionist are foarte multe ramuri, să zic așa, și foarte multe obligații. În primul rând, trebuie să ai foarte mare grijă de tine. Asta este cel mai important. Pentru mine, ca și dansator profesionist, îmi place foarte mult să evoluez. Să fiu din... Nu pot să zic niciodată că o să ajungi la un nivel la care să spui nu mai este loc. Tot timpul mai este loc unde să evoluezi, unde să înveți și să avansezi foarte mult. Ceea ce eu încă caut și vreau să ajung la un nivel mult prea înalt. Cam câte ore pe săptămână muncești tu pentru tine? Pentru mine undeva cam 4-5 ore pe zi, asta muncesc doar pentru mine, pentru performanța mea.
Ce înseamnă o viață plină de concursuri, de cantonamente, de plecări și de călătorii? Aceste călătorii, experiențe, concursuri sunt niște emoții pe care numai dacă te încadrezi în această lume a dansului poți să le simți. Sunt niște relații pe care le faci cu alte persoane din anumite țări, din alte regiuni, din care îți face lumea mai bogată și prietenii sunt mai mulți și tot timpul în orice direcție ai vrea să pleci, știi că ai pe cineva pe care te cunoaște, ți-e drag și tot timpul te regăsești acolo. Pe lângă faptul că înveți să dansezi, participând la un curs de dans înseamnă să te menții în formă și asta pentru că și dansul este un sport solicitant. Așa că te poți familiariza cu multe stiluri de dans, poți să îți însușești o eleganță pe care nu o poți însuși de altundeva și în același timp arzi calorii, te tonifici și te menții în formă. Vreau să vorbim puțin și despre dansul ca sport. Cum ne-a poate ajuta practicarea dansului în tonifiere, în resursa de energie și în mișcare? Dansul ca sport te ajută foarte mult, în primul rând, să te controlezi pe tine. Este o terapie de a te descărca mai mult și să nu te descarci negativ prin alte gesturi. Te poate ajuta să uiți, să te poți descărca. Este o altă metodă de a te descărca acest sport. Pe mine m-a ajutat foarte mult în situația asta. Prin mișcare putem să spunem că putem arde foarte multe calorii, să ne menținem foarte bine silueta, să avem o condiție fizică foarte bună, iar organismul nostru să fie pregătit tot timpul pentru absolut orice și cu încredere spun asta că prin mișcare și prin ceea ce facem noi aici la aceste cursuri de dans, oricine se poate simți mult mai bine. Pentru a te menține și avea o siluetă foarte bună, este necesar cam minim 3 ore pe săptămână de aceste cursuri. Care sunt de obicei cele mai apreciate și cele mai căutate stiluri de dans la cursurile tale? Aceste căutările oamenilor pentru din aceste cursuri sunt cam egale. Vorbim de două standarde diferite. Vorbim de clasa latino și clasa standard. La standard sunt vals, tango, vals vienez, slow fox, quick step, unde sunt mai elegante, mai o ținută, doamnele mai vin cu rochie sau partenerii vin în cămașă, este ceva mult mai elegant ce te face să te simți un pic mai important. Mai mult de atât, dacă o să știi să faci câțiva pași de dans, te simți mult mai bine. Însă, clasa de latino, vorbim de cha-cha, samba, rumba, jive, paso doble, cu total alte caractere mai energice, mai depinde fiecare ceea ce caută în aceste cursuri. Care este stilul tău preferat de dans? Eu sunt antrenor pentru amândouă categorii și îmi place foarte mult să le stăpânesc pe amândouă și îmi face mare plăcere să dansez pe scenă amândouă stiluri. Povestește-mi puțin și despre concursurile la care ai participat până acum, ca și dansator. La concursuri, ca și dansator, este foarte frumos să simți acea energie de plus când treci mai departe. De la o categorie, dansezi odată și
imediat aștepți răspunsul să vezi dacă ești în finală sau nu ești. Și asta e ceea ce așteaptă și cea mai mare bucurie de dansator, deoarece probabil mergi la un concurs și ai parcurs 3000 de kilometri doar ca să ajungi în finală și când aștepți acest răspuns și mai ales când ești și pozitiv, este cea mai mare fericire ca și dansator. Mai ales atunci când ieși pe podium sau ai obținut un loc foarte, foarte bun. Cum va evolua de acum înainte cariera ta? Cum predai copiilor și adulților? Ce vei face tu cu cariera ta de acum înainte? Cariera mea aș vrea să continui și eu cu dansul, aș vrea să particip încă la concursuri. Momentan mă pregătesc, am reiat cu o nouă parteneră și aș vrea să ajung încă o dată foarte sus și nu aș vrea încă să mă las de aceste competiții. De obicei, în competiții, până la ce vârstă poți participa? Nu este o vârstă la care ai putea să te oprești. Este vârsta de seniori unde intră absolut orice vârstă. Nu vorbim de o vârstă când spunem de acest sport. Înțeleg că vrei să mergi cât mai departe. Da, este foarte important cât te poate ține pe tine, de fapt, organismul. Dacă ai grijă și o să faci un sport de când ești mic, probabil o să te țină. Ionuț este foarte cunoscut după ce a participat la un concurs de dans televizat, unde a câștigat un important premiu. S-a înscris în acest concurs nu pentru a câștiga o sumă de bani pentru el, ci pentru a ajuta casa de copii unde a crescut și unde mai locuiește încă. Lumea te cunoaște pe tine după ce ai participat la un concurs de dans televizat. Povestește-ne ce te-a determinat să participi la acest concurs. Pe mine cel mai mult ce m-a determinat ca să particip la acest concurs a fost casa de copii unde eu am crescut, unde am învățat o educație și unde am avut de fapt familia mea. Cum i-ai ajutat pe copii și cum te-a ajutat pe tine experiența asta? Pe mine m-au ajutat copiii să pot să mă simt în familie, să pot să mă simt tot timpul că am unde să merg acasă, să am cu cine să vorbesc, să simt că ei sunt mereu frații și surorile mele. Iar eu prin această participare am vrut să fac mai mult decât am crezut că o să reușesc vreodată. Și pot să zic că am reușit. Chiar dacă tu nu ai avut o familie care să fie alături de tine în timpul concursului, ai avut mult mai multe persoane care te-au susținut. Cum e senzația asta să știi că te susțin, nu știu, 20, 30, 40 de persoane și care te așteaptă nerăbdător să te întorci? A fost emoția foarte mare atunci când i-am văzut după prima ediție uitându-se toți și la televizor uitându-se la mine și susținându-mă așa cu mult drag. Și mai mult de atât aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care au susținut, ne-au susținut și care prin munca lor pot să zic că am ajuns până acolo sus. Cum se desfășura fiecare probă? Era greu? Era solicitant? Pentru mine ca și dansator de performanță și având experiență în dans, nu pot să zic că a fost greu, deoarece îmi face mare plăcere să fac asta. Dar o săptămână între cele două ediții, cum era, cum se desfășura? Era totul foarte normal, antrenamente zilnice, întâlnire cu toți în fiecare zi, distracție, totul foarte frumos.
mie mi-a plăcut absolut tot. Cum te înțelegi cu partenera ta și aș vrea să știu dacă mai păstrați legătura și acum? Cu partenera mea m-am înțeles foarte bine. A fost cea mai mare surpriză pe care mi-a putut oferi acest concurs. Păstrăm legătura, vorbim aproape în fiecare zi și mă bucur că mi-am câștigat un nou prieten de viață. Cât este de importantă disciplina în dans? Disciplina este foarte importantă în primul rând în dans. Mai mult de atât, în ziua de azi este foarte importantă deoarece cam tineretul a început să cam piardă această latură și această mare calitate de fapt. Pentru mine nu sunt elevi care să vină la mine la cursul și să nu fi învățat această lecție, disciplina. Nu sunt elevi care să intre în sală și să lase această disciplină la intrare. Mă bucur foarte mult când pot să învăț pe cineva să danseze, să văd că îi place, dar în același timp să știu că prin asta am făcut și o educație cu el. Am văzut că ești destul de dur și destul de exigent cu elevii. De ce? Nu pot să zic că sunt dur sau exigent cu elevii, însă îmi place să fac exerciții și să-i pun să facă exact ceea ce trebuie să facă ca să aibă un rezultat. Nu doar că aș vrea să fiu dur sau exigent. Deși ei nu-și dau seama ceea ce vreau să, unde vreau să ating eu, mai târziu ei o să-și dea seama de acest scop. Ce îmi poți spune despre cursurile pentru dansul mirilor? Această ramură, separată de cursurile pe care eu le predau, este un hobby a meu pe care îmi folosesc foarte mult imaginația. Îmi folosesc imaginația în ceea ce constă nunta lor și în ceea ce vor să aibă ei la nuntă în primul dans. Pot să zic că aici sunt și exigent pentru că nu-mi place acea nuntă în care mirii la primul dans se leagă în 3 minute, 4 sau 5. Aș prefera ca fiecare dintre ei să încerce măcar să învețe 2-3 pași și sunt fer convins că la ei la nuntă va fi de apreciat această mică intenție doar. Care sunt cele mai dorite stiluri pentru primul dans al mirilor? Cele mai dorite stiluri pentru primul dans al mirilor este vals vienez, vals și în cazul în care sunt mai tinerei, aleg un colaj de mai multe melodii în care preferă să înceapă cu un vals și după care să înceapă să devină ceva haotic. Un pic mai stil american cu twist, rock and roll, ceva dans popular, ceva de râs, să atragă și mai mult invitații. Aceste combinații, aceste dansuri se pot realiza în undeva 5-6 ore, maxim 10. Ceea ce nu este foarte mult pentru o nuntă care, pot să zic, ar fi unică în viață. Și stilul de dans îl recomanzi tu mirilor sau vin ei întâi cu propuneri? Eu nu recomand dansul mirilor. Ei vin și spun, uitați, avem melodia asta și am vrea să facem dans pe această melodie. Eu pot să le fac o coreografie pe melodia pe care o ales-o, poate să nu fie de vals, poate să fie de tango sau orice alt dans. Eu o să le fac coreografia
pe melodia pe care ei au ales-o și care le place lor cel mai mult. Până la urma urmei este primul dans și ei tot timpul în mare parte preferă pe ce melodie doresc și care le place lor cel mai mult. Cum ai convinge tu pe cineva să, mă rog, o persoană adultă, să înceapă să danseze? Prin felul meu de a fi, la grupa pe care eu ofer pentru hobby, eu aș putea să cuceresc pe oricine să vină la mine la cursuri. Asta ar fi cea mai bună metodă pentru a-i cuceri. Însă nu-mi place să mă duc să trag de cineva, haide, te rog, la mine. Aș vrea și mi-aș dori cel mai mult ca să vină și să vadă ceea ce se face aici și să simtă într-adevăr care este diferența din a vorbi și a face. Pe părinții care au copii și care ar dori să-i dea la cursul de dans, i-aș sfătui cu mare încredere și îi aștept cu brațele deschise să facă parte din această mică familie a noastră și o familie mai mare fiind dansul, care ne cuprinde pe toți și în care putem să ne regăsim fiecare. Aici nu vorbim doar de dans, în sală se ascultă și muzică. Muzica, pot să zic că ne cuprinde pe absolut toți și dar puțină mișcare pe lângă această ramură mare a muzicii, cred că nu o să strige. Însă pe cei mai mari care doresc să facă aceste cursuri, cred că după ce o să încerce, o să aibă o mare parte de mulțumire. Așadar, îi aștepți întâi să încerce? Sigur, îi aștept cu brațele deschise și mă bucur foarte mult să cunosc noi persoane și să lucrez cu noi persoane. Îți mulțumesc foarte mult pentru acest interviu și îți doresc să ai foarte mult succes și de acum înainte, atât cu marea ta familie de la Casa de Copii, dar și cu viitorii tăi elevi. Mulțumesc tare mult și pe telespectatorii aștept cu brațele deschise și mi-ar face mare plăcere să lucrăm împreună. Există pe piață foarte multe decorațiuni cu care ne putem împodobi casa în această perioadă. O să aflăm în minutele care urmează ce ne oferă magazinele de profil din oraș și ce ne recomandă specialiștii în domeniu. Acesta avem foarte multe produse care se pot folosi pentru decorarea casei. De exemplu, vă pot arăta ouăle din sticle de Murano, care sunt la modă anul acesta. De asemenea, iepurașii. De Paști, toată lumea își împodobește casa, atât pentru a celebra această sărbătoare, dar și pentru că este începutul primăverii. Așa că, de regulă, se aleg culorile deschise și vesele ale sezonului. Vedetele decorațiunilor de interior în această perioadă sunt, bineînțeles, ouăle și iepurașii, așa că nu ezita să îi folosești, indiferent de formă sau mărime. Culorile cât mai vesele, cât mai colorate, verde, portocaliu, roșu, în primul rând, la ouă, galben.
pentru masa de Paști apelează la un stil aerisit, pur și ușor romantic, pentru că această sărbătoare este menită să aducă pace și liniște și să adune întreaga familie în jurul mesei. Așa că alege o față de masă albă, simplă, farfurii albe cu ușor accente florale sau aurii și neapărat coșulețe din nuiele umplute cu ouă sau o farfurie din sticlă umplută cu flori și cu câteva ouă în mijloc. Alege șervețele simple care să nu iasă prea tare în evidență și fii foarte atent la culori. Alege o paletă de maxim 2 culori. Dacă vrem să dorim cadou, ce am putea să căutăm? Acum, în funcție de persoana care caută un cadou, putem oferi cadouri pentru doamne sau pentru domni. Acum, pentru doamne, depinde, dacă e un cadou mai personal, avem bijuterii pentru dânsele sau casete de bijuterii lucrate manual, produse unicate. Iar pentru domne avem seturi pentru fumători sau seturi de birou, minibaruri, cutii pentru sticle de vin. Care este de obicei cel mai căutat produs pentru a fi dăruit cadou? Pentru femei, în general, sunt căutate bijuteriile, în special cele de sticlă de murană. Iar pentru domni, în general, suporturi pentru sticle de vin sau, dacă sunt fumători, în general, seturi de brichetă cu scrumieră. Dacă alegi să mergi în vizită zilele acestea, poți apela cu încredere la magazinele de profil, pentru că sunt foarte pregătite în această perioadă. Alege un cadou de sezon sau un cadou care se potrivește oricând. De la sticlă de vin, obiecte de decor sau bijuterii, totul este permis dacă este ales cu gust și dacă este dăruit din suflet. Eu vă doresc să aveți parte de sărbători fericite și liniștite și vă aștept săptămâna viitoare cu sfaturi legate de tendințele acestei primăveri. Până atunci, aștept mesajele voastre pe adresa de e-mail a emisiunii agenda cu stil @albatv.ro sau pe pagina de Facebook Agenda cu stil. Pe săptămâna viitoare!